Bine v-am găsit, vă spunem din studioul Alfa Omega TV, la ediția săptămânală a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Săptămâna aceasta a fost marcată de un eveniment pe care îl așteptăm de multă vreme și pentru care ne-am rugat de multă vreme. Mulți dintre dumneavoastră v-ați rugat alături de noi. Este vorba de obținerea prelungirii licenței de emisie a canalului Alfa Omega TV, după cum unii dintre dumneavoastră știți din legea audiovizualului, după 9 ani de zile, orice licență de televiziune trebuie prelungită. Cu ajutorul Domnului și, zic eu, și cu ajutorul dumneavoastră care v-ați rugat, săptămâna aceasta, în ziua de marți, Dumnezeu a îngăduit ca Consiliul Național Audiovizualului, în unanimitate, să voteze prelungirea licenței canalului Alfa Omega TV cu încă 9 ani de zile. Credem și suntem siguri că vom fi alături de dumneavoastră mulți ani de aici încolo, poate dincolo de cei 9 ani de zile, dar a fost, după înțelegerea noastră, un lucru important. Credem că și în acest mod, lucrarea Alfa Omega, canalul de televiziune Alfa Omega, a intrat într-un nou sezon. Dorim ca și pe mai departe, în această două etapă a vieții canalului, să vă putem sluji așa cum am făcut-o până acum. Încă o dată, mulțumesc celor care v-ați rugat pentru noi. Una dintre dumneavoastră v-am chiar dat telefoane, v-am dat niște puncte specifice legate de această lucrare spirituală, pentru că fiind o lucrare spirituală, bineînțeles că sunt și conotațiile de rigoare atașate aceste lucrări. Mulțumim și celor care ați primit de la noi doar îndemnul de protecție, de favoare pe care vi l-am adresat în ultime săptămâni de la acest microfon. Iată așadar, canalul Alfa Omega TV, care a început să emită între lunile mai și iunie, chiar în prima zi de iunie, în mod oficial, în 2006, primul canal de televiziune creștin din România, primește certificat ca să funcționeze încă, să emită în eterul României și al întregii Europe încă 9 ani de zile. Ne bucurăm pentru aceasta și suntem alături de dumneavoastră, cum vă spuneam, și dorim să vă slujim și pe mai departe, așa cum am făcut-o în toți acești ani de zile și o să facem acest lucru și pe parcursul următoarelor săptămâni, mai, iunie. O să vă mulțumim pentru modul în care ați fost alături de noi, ați fost parte din lucrarea Alfa Omega TV și sprijinitoare acestui proiect important al lucrării Alfa Omega TV, canalul de televiziune Alfa Omega TV. Și ne-am gândit că ce ar fi mai important acum, după ce acest hop a fost trecut, după ce acest sezon nou a început în viața noastră ca lucrare și ca și canal de televiziune, știu că ar fi important ca toți, nu numai cei care chiar ne urmăriți acum, să aibă acces la învățătură divină, la cuvânt biblic prin canalul Alfa Omega TV și din acest motiv mi-am propus ca în săptămâna următoare să vă provoc să vă rugați pe mai departe ca impactul canalului Alfa Omega să crească. E important să și avem acest canal, să-l echipăm, să-l populăm, să-l dotăm cu programe de televiziune de bună calitate, fie traduse, fie produse de noi. Ne propunem să producem tot mai mult și acest lucru și cu ajutorul dumneavoastră. Ne propunem să traducem cât mai mult, ne propunem să venim cu programe proaspete pe grila de program care este aprobată și care are o anumită rigoare în a fi ținută pe canal de televiziune, dar ne propunem să ne rugăm mai intens și pentru extinderea impactului canalului Omega în rețele de cablu. Aproape în fiecare zi sunt rețele de cablu, operatori de televiziune prin cablu, care ne solicită avize de retransmisie, fie că extind rețelele într-un sat nou, într-o localitate nouă, fie că și renoiesc, fie că sunt operatori de cablu noi. Desigur că ne bucură că Alfa Omega, mai ales după ce și anul acesta, după 5 ani de prezență în pachetul mascherii, după ce Alfa Omega este și pentru 2005 în lista aceasta mascherii, am explicat multora la vremea potrivită, este o listă a primilor 30 de canale de televiziune din România care este recomandată cu titlu de obligativitate oricărui rețele de cablu să fie introdus ca și canal de televiziune. Noi suntem în această listă și în acest an, pentru 2015, iertați-mă, și dorința noastră este să folosiți această informație, să bateți la ușa rețelelor de cablu și să cereți acestora să introducă Alfa Omega TV. Dacă ne urmăriți deja, înseamnă că ne aveți, dar poate aveți un vecin, aveți un prieten, o rudă, într-un alt sat, într-o altă localitate care poate își dorește canalul Alfa Omega TV și nu ne poate recepționa. Am și înțeles în ultimele zile, s-au pornit niște petiții online pentru susținerea canalului Alfa Omega TV în anumite rețele în care nu există. Încurajăm orice inițiativă. Dați un telefon, insistați la numele de telefon, la e-mailurile rețelelor de cablu, pentru ca și ultimele care nu ne-am introdus încă să o facă. Eu doar vreau să vă semnalez cum o fac de fiecare dată în aceste emisiuni când am ocazia. De exemplu, ieri am eliberat două acorduri de transmisie pentru renoirea unor aprobări pentru rețelele cum sunt Acta Telecom. Sunt mulți care le receptează în Acta, nu în toate localitățile. Sunați la cei de la Acta, dacă ați auzit și dacă știți că nu sunt te-ți introdus. Cei de la Acta, în multe localități ne-am introdus, în altele
așteaptă poate în Bolt prin dumneavoastră, rețele DCS Cable System în 10 de localități din România. O localitate din județul Olt, Traian, iată că a obținut, a cerut avizul pentru retransmisie printr-o firmă de cablu. În județul Hunedoara sunt localități noi care, și noi și câteva mai vechi care și-au renoit. Vă citesc localitățile respective, Petroșan, Petrila, Orican, Jieți, Câmpa, Tirici, Aninoasa, George, George Băi. Sunt câteva nume noi în această listă care ne vor recepționa probabil în zilele următoare. Da, și localități în jurul orașului Zimnicea, foarte multe, începând cu Zimnicea, bineînțeles, și altele în zona, în Maramureș și în județul Salaj. O să vă citesc aceste localități noi care se adaugă listei de recepție prin cablu. În Maramureș, Ulmeni, Mânău, Țicău, Vicea, Someș, Uliac, iar în Salaj, Aluniș, Benesat, Biușa, Ulciug, Horoatul Cehului, Inău, Someș, Odorhei și așa mai departe. O să vă ținem la curent cu aceste, cu aceste liste. Eu un îndemn mai deosebit să vă rugați pentru ca și în rețelele care încă nu au Alfa Omega TV din pachetul RCSRD, acest canal să fie prezent. Vă spun acest lucru pentru că doar unii dintre dumneavoastră ne urmăriți, poate chiar sunteți în fața micului ecran în acest moment și care ne recepționați prin RCS RDS. Aș vrea să înserez în acest moment al emisiunii noastre o scurtă contribuție a unui prieten și un frate de-a nostru din Reghin, Târgu Mureș. Povestea pe care el o să vă spună foarte pe scurt, am mai spus-o la această emisiune cred că anul trecut, prin mai-iunie. Dintre dumneavoastră, mulți ne urmăriți acum prin rețelele UPC și vă spuneam și repet această informație, cei de la UPC ne-am introdus în toată țara, în pachetul digital, poziția 808, în orice localitate din țară în care UPC construiește UPC-ul, cum zic unii, construiește rețele de cablu, ne puteți recepționa pe canalul 808 în pachetul digital. A fost însă o perioadă de tranziție în primăvara anului trecut, când în unele orașe, chiar și în Timișoara, de exemplu, UPC-ul pentru o vreme ne-a avut în pachetul analogic și în alte câteva orașe, chiar și în București, și a fost o perioadă de tranziție până când ei au înțeles, din solicitările multe pe care l-au avut, că e important să introducă Alfa Omega în întreaga țară în pachetul digital și cred că rugăciunile dumneavoastră și ale noastre au contat, dar a contat și insistența multora, acum este vorba de acest frate Romeo, un frate scump din Reghin, avem și o mărturie cu el pe care o vom difuza săptămâna următoare. Fratele Romeo a insistat și a bătut săptămâni de-a rând, zilnic, la ușa celor de la UPC, în această perioadă de tranziție, până când a primit vestea că Alfa Omega este în pachetul UPC. Vreau să fie o provocare pentru dumneavoastră acest lucru. Vă îndemn să urmăriți câteva minute un extras din ceea ce ne-a povestit fratele Romeo Baciu în vizita pe care i-am făcut-o recent la Reghin. Aveam o dorință în inima mea, s-a născut o dorință că noi nu puteam să beneficiem de acest post Alfa și Omega și vă dați seama, pentru noi e o binecuvântare foarte mare acest post la nivel de oraș și am început să mă duc acolo pe la acei oameni, pe la UBC, să mă documentez, să văd ce se întâmplă, de ce nu, și întotdeauna răspunsul era nu, 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 nu. Bine, am început să mă rog, am început să pun frații din biserică să ne rugăm, am zis Dumnezeu are pentru noi, nu se poate, nu există nu, atunci când nu vrei, da. Toate lucrurile sunt posibile prin Iisus Hristos. Și m-am dus din nou. Oamenii ăia s-au săturat de mine că tot mă duceam. După aceea m-am pus să fac listă cu toți oamenii care vor să vrea postul ăsta Alfa și Omega. No, bun, am început să mă duc la fiecare casă, să bat la ușă, alții mă primeau, alții mă dădeau afară, e ok. M-am dus la toți frații noștri, am făcut o listă cu numele, cu codul numeric, cu tot. Mi-a promis acea fată că, domne, dacă faci lucrul ăsta și vei aduce 100 de semnături, eu sunt convins că va intra postul Alfa și Omega. Am făcut lucrul ăsta cam într-o săptămână, am dat toată afacerea mea deoparte, am dat tot timpul meu așa ca și am zis, nu mă ocup de lucrul ăsta pentru că în inima mea s-a născut o dorință cu postul ăsta Alfa și Omega. Și am zis, Domnul trebuie să binecuvintează acest oraș ca oamenii să poate să vadă că există Dumnezeu. Și m-am dus cu lista, cu 100 de membri, cu fiecare număr de telefon, număr de casă, codul numeric a luat și a zis, Domnule, peste două zile primiți răspunsul. Și ce spuneți? Răspunsul, când l-am primit peste două zile, a zis, nu se poate. Bun, am zis, unde trebuie să mă duc să
Păi sunați la București și vedeți că să discutați cu cei mai mari. Timp de, nu mai țin minte exact, dar cred că vreo 2-3 luni de zile am insistat în fiecare zi la București. Am sunat, am vorbit cu directorul de acolo, de la UBC. Zis, nu încetezi, domnule, nu încetezi. Și am început să ne rugăm, să ne rugăm pentru acest post și Dumnezeu a făcut supranatural. Ceva s-a întâmplat, nu eram acasă, eram în Olanda. Înainte să plec în Olanda, în seara aia am mai sunat încă o dată la București și am insistat foarte, foarte mult. Deci, știți, lucru pe care este foarte important este că dacă nu insiști, nu o să reușești niciodată. Și să insiști îți trebuie ca să fie puterea lui Dumnezeu peste tine, să poți să insiști pentru un lucru. Azi, te rog frumos să nu mai suni, că n-ai nicio șansă la postul Alfa și Omega să-l aveți în reghit. N-aveți nicio șansă. Puteți să vă mutați la o altă rețea, că nu aveți nicio șansă. Noi nu o să facem lucrul ăsta, că este peste puterile noastre. Și am zis, bun, dar care este omul acela mai mare peste dumneavoastră să pot să ajung la el, să pot să discut cu el? Că dacă este peste puterea dumneavoastră, trebuie să fie cineva și mai mare. Și m-a trimis la cel și mai mare. Și omul acela mi-a răspuns, domnule, nu se poate, nu mai insista. Am plecat în Olanda și la un moment dat tot au insistat să mă sună. Pe mine eu n-am răspuns pentru că am văzut că e număr necunoscut și la un moment dat au găsit numărul meu de fix și au sunat pe fix și a vorbit cu soția și a zis, uitați, de mâine ne-am hotărât, veți avea postul Alfa și Omega. Și soția mea m-a sunat și mi-a zis și pentru mine a fost și mai și o bucurie cea mai mare că am spus că Dumnezeu cum lucrează cu acest post și acum fiecare familie este binecuvântată cu acest post, mă duc, vorbesc cu oameni, cu cunoscuți, cu necunoscuți și întreb așa, cum vi se pare postul ăsta Alfa și Omega? Le place foarte mult. Sper că această contribuție, această mărturie scurtă a fratelui Romeo Bace v-a convins pe mulți dintre dumneavoastră să insistați, să stăruiți. Poate ne recepționați acum, de exemplu, în rețeaua RCS RDS, în pachetul analogic, dar vecinul dumneavoastră și mulți din orașul dumneavoastră s-au mutat deja, au făcut tranziția către pachetul digital. Poate sunt chiar mai mulți care au pachetul digital deoarece oferă și facilități de tip internet. Rugați-vă ca RCS RDS să dorească să introducă Alfa Mega TV și în pachetul digital, chiar în orașul dumneavoastră sau în alte orașe. Ar fi o bucurie, o șansă pentru milioane de români să aibă posibilitatea să recepționeze Alfa Omega, să primească cuvântul Domnului în casă lor prin Alfa Omega TV. Și la sfârșitul emisiunii o să ne și rugăm pentru dumneavoastră ca să fiți pe mai departe, în zona dumneavoastră, un frate asemenea fratelui Romeo care s-a zbătut și a primit această veste și bucurie de introducerea canalului în orașul lui. Pe ecran încercăm să vă punem și niște informații de contact de la dispeceratul RCS RDS. Sunați, spuneți că doriți să aveți și pachetul digital sau că doriți pentru cartierul vecin. Cred că Dumnezeu va lucra și nu uitați să-i binecuvântați pe cei de la RCS RDS pentru că ei vor înțelege curând că e o mare binecuvântare să aibă Alfa Omega TV în pachetul lor și chiar acum ați dori să ne unim în rugăciune împreună, o facem de mai multe ori, dar o facem și astăzi, acum în aceste zile de trecere dinspre aprilie spre mai și credem că Domnul va lucra. Tată Ceresc, îți mulțumesc împreună cu cei care ne urmăresc pentru modul în care ai fost alături de noi timp de 9 ani de zile. Îți mulțumesc pentru această izbândă, această biruință cu obținerea extinderei licenței cu încă 9 ani de zile pentru canalul Alfa Omega TV și acum te rugăm în unitate cu cei care ne urmăresc ca tu să deschizi noi uși la rețelele de cablu din România, tu să binecuvântezi pe fiecare director de cablu, Doamne, cu înțelegerea lucrului că este o binecuvântare să aibă Alfa Omega în pachetul lor, te rog să le dai o inimă deschisă și ei să dorească să facă acest lucru. Îți mulțumesc că e un sezon în care tu faci să împlinească această rugăciune pe care noi o ridicăm de ani de zile de aici în studio Alfa Omega TV împreună cu cei care ne urmăresc, cu telespectatorii noștri, ca Alfa Omega să fie accesibil fiecărui român, fie că este în România, Republica Moldova, Ucraina sau oriunde pe fața Pământului. Încredințăm această lucrare și astăzi în mâna ta și așteptăm ca tu să lucrezi.
Urmăriți această emisiune la o primă difuzare, ca de obicei joi seara, cu câteva reluări în zilele următoare. La data când urmăriți această primă difuzare, noi, echipa noastră, suntem deja în Cluj. Poate nici nu mai are sens să mai fac anunțurile legate de evenimentul din Cluj, pentru că am făcut în mod repetat acest anunț în zilele anterioare. Vom participa pentru a 15-a oară la conferința națională PENIEL 2015. Va fi găzduită de Casa de Sala Sporturilor din Cluj. Spuneam și în emisiune trecute, săptămâna trecută, când l-am avut pe Ole Oniga, liderul și fondatorul acestei lucrări, spuneam că din 2002 Alfa Omega este partener media pentru această lucrare. Ne bucură acest lucru și dorim să continuăm să sprijinim această lucrare cu atât de mare impact, în special în rândul tinerei generații. Rugați-vă, fiți alături de noi. Vrem să slujim și de data aceasta. O să transmitem această emisiune integral online pe adresa de site pe care o aveți afișată pe ecran și după aceea, săptămâna următoare, selecțiuni din cele mai importante momente pe canalul Alfa Omega TV. Și vreau chiar în acest moment al emisiunii să vă recomand două cărți în special. Mi-aduc aminte că tot la Cluj, pe autorul acestor cărți, Chris Valoton, l-am întâlnit la o conferință pe care l-a ținut-o în parteneriat cu Centrul Creștin Caleb în urmă cu 2 ani de zile. Atunci am stabilit o relație mai specială cu Chris Valoton și iată, am tipărit aceste două cărți, le-am mai prezentat la vremea potrivită, Cum cerul invadează pământul și mai ales această ultimă carte asupra căreia vreau să insist poate mai mult astăzi, Bătălii spirituale, apărută mai recent la editura noastră Alfa Publishing. Mai avem în lucru încă două cărți care sper să apară anul acesta, tot de Chris Valoton, dar deocamdată vi le recomandăm pe acestea. E o mare nevoie de o înțelegere a dimensiunii spirituale, mai ales pentru oamenii rugăciune. Așteptând să încep această înregistrare, am deschis efectiv la întâmplare și capitolașul care începe la pagina 105, așezat în locurile cerești. Și m-am gândit să spun o vorbă despre această carte, pentru că e o carte care este pe linia preocupărilor noastre, în special a echipării și a încurajării rugăciunii. Pentru oamenii rugăciune, pentru mijlocitor, este important să știi unde este așezat. Este important să-ți cunoști autoritatea și poziția în trupul lui Hristos, într-adevăr, în locurile cerești, de unde și rugăciunile au altă greutate. Nu ne mai rugăm cerând, ci dintr-o poziție de autoritate ascunsă în Hristos. Vorbim lucrurilor, poruncim lucrurilor, avem o anumită autoritate asupra lucrărilor celui rău. Cred că o carte care vă va motiva, chiar dacă nu sunteți mijlocitori cu experiență și oamenii în rugăciune cu dorință, mai mult vă va motiva și vă va echipa în slujirea dumneavoastră. Tu știi că bătălia este în toi. Dar lupți împotriva dușmanului adevărat? Autorul Chris Valoton ne prezintă strategiile celui rău care încearcă să ne înșele prin capcanele sale. Comandă acum cartea Bătălii spirituale. În finalul emisiunii vreau să vă reamintesc, de câteva săptămâni am deschis o linie telefonică zilnică de la ora 1 la ora 3 după masă, deocamdată, sper să o extindem mai mult, în care colegile noastre răspund la telefon, la telefoane care le adresați, se roagă cu dumneavoastră, asta este și scopul nostru, poate vom reuși să extindem acest timp la încă 2, 3, 4 ore. Desigur că emisiunile în direct sunt emisiuni la care vă slujim aproape imediat. Însă, timpul fiind scurt, preferăm să revenim a doua zi cu un telefon, să ne rugăm mai pendelete cu dumneavoastră și, vorbind despre emisiune în direct, nu vreau să omit, să uit. Următoarea noastră emisiune în direct va fi joia viitoare, în 7 mai, dacă nu mă înșel, tot de la ora 21. Tema va fi o continuare a unei teme pe care deja am început-o, legată de restaurarea familiei. Vom discuta de data aceasta și ne vom ruga pentru restaurarea relațiilor copii-părinți și despre responsabilitatea pe care părinții o au, în special în a investi, în a echipa, în a îi binecuvânta pe copii, pe tânăra generație. Ne vom ruga pentru dumneavoastră. Așteptăm de pe acum cereri de rugăciune, întrebări, motive de rugăciune, special aspecte cu care vă confruntați, pentru că noi considerăm este o lacună, o lipsă a familiei creștine de astăzi în a acorda timp, prioritate,
investire în tânăra generație și, din păcate, roadele se văd. O să avem ca invitați, dacă nu se întâmplă nimic, doi prieteni ai emisiunii Alfa Omega, a canalului Alfa Omega TV și a emisiunii Calea Adevărului și Viața, Lucian Chiș și Sami Tuțac. Și pe dumneavoastră, bineînțeles, și sper că și Domnul va fi prezent, ne vom ruga. Continuăm această serie, vă spuneam, de pe direcția restaurării familiei, pentru că credem că este un lucru important. Cred că niciodată nu a fost un asediu asupra familiei așa cum este în această vreme, legislativ, cultural, mediatic, cum este în această vreme. Și facem și noi partea noastră, măcar ca și semnal de alarmă, ca slujitori de medie aici, în Alfa Omega, pentru a atenționa și pentru a sluji. Revenind la această linie de rugăciune pe care noi o avem în fiecare zi, e un telefon pe care l-aveți și pe ecran, 0356 401 221. În fond, puteți să sunați la acest telefon oricând, dar vă recomandăm între 1 și 3, când e, va fi cineva care răspunde și care se roagă pentru dumneavoastră. Noi primim cereri de rugăciune și, în mod normal, pe e-mail-urile rugăciunea@alfaomega.tv sau pe site. E și acest proiect Prayer Wall al nostru, un site, o zonă a site-ului nostru unde puteți să plasați cereri de rugăciune, dar acum vreau să vă recomand această linie de rugăciune și rugați-vă să avem resurse suficiente să extindem prezența noastră la telefon ca să putem să ne rugăm pentru dumneavoastră cât mai mult timp. Și n-ar vă să încheie această emisiune fără să citesc câteva din e-mail-urile care le-am, câteva din apeluri de rugăciune care au venit acum în ultimele ore. Cineva cu numele de moldovan Gheorghe a sunat pentru rugăciune pe această linie chiar minutele anterioare, e paralizat la pat. Vrea să fie sprijinit în rugăciune. Cineva din Timișoara are un cumnat cu cancer la plămâni care s-a extins. Ea este romano-catolică, dar este foarte credincioasă și Dumnezeu a făcut multe minuni în viața ei. A cerut și literatură și informații suplimentare. Este o soră, Lucia, din Timișoara. O soră, Viorica, din Oradea. Pentru familie, pentru copii, sănătate, pentru sănătatea copiilor. Părinții au fost credincioși, dar ei, urmașilor, ca și copiii, nu s-au ținut de calea Domnului și s-a botezat de curând, dar au început necazurile. Soțul este, băiatul este cu o boală, cineva cu numele de Costel din Mehedinți, are un chist pe cap și nu se poate opera, are dureri foarte mari de cap și așteaptă sprijin, rugăciune și de la noi și de la dumneavoastră pentru o intervenție divină. Din Cluj, Andrei, soția lui are ciroză hepatică, a fost operată de ambele picioare. Este foarte apăsat fratele nostru Andrei. Cineva cu numele de Viorica, e văduvă. Fica ei are nevoie de intervenție divină. Acum 2 ani a murit o altă fică de leucemie, are nevoie de sprijin, rugăciune. Și un ultim mesaj de la o soră, Aurelia din București, că simt să acord câteva minute în plus. Este mulțumitoare pentru Alfa Omega, ne spune sora Aurelia. Este o binecuvântare pentru ea. Are coxartroză, nu se poate deplasa și Alfa Omega TV este singura ei sursă de hrană spirituală. Urmărește continuu Alfa Omega TV împreună cu soțul ei, chiar dacă dânsul nu este întors la Domnul și îndamnă pe toți vecinii, cunoștințele să se uite la Alfa Omega TV. Domnul să vă binecuvânteze sora Aurelia. Aș vrea să încheiem într-o atmosferă de rugăciune cu aceste bilete și cu altele care vin pe parcursul lucrării Alfa Omega TV, pe parcursul zilei la Alfa Omega TV. Tată, ceresc să aducem înainte ta aceste bilete și alte cereri care vin în continuu pe adresa studioului nostru. Te rugăm să ne dai putere, energie, vigoare, resurse, să putem să slujim și în acest mod, prin rugăciune, prin sfat, prin resurse atipărite sau online, pe cei care au nevoie, Doamne, te rog să ridici și slujitorii bisericii tot mai mult să slujească în rugăciune. Pe cei din trupul tău, pe oamenii suferință și nevoie din România, Tată Ceresc, acum te rogăm specific pentru aceste cauze. Doamne, Tu ai luat aminte cât le-am citit, Doamne, și te rog să te implici. Doamne, Tu ești Cel care ai creat aceste ființe, trupul acestor ființe și Te poți implica, Doamne. Și mă rog, Doamne, ca Tu să răspunzi cu semne și minuni. Mulțumesc pentru surorile, frații care se uită la Alfa Omega și care se hrănesc de la Alfa Omega. Te rog să le dai, Doamne, mai multă revelație și dorință după cuvântul Tău și să le dai timp de petrecut, de părtășie cu Tine, să le deschizi uși, să poată fi parte din trupul Tău, să fie parte din biserica Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, pentru modul în care lucrez. M-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, Alfa Omega în obiectiv și, ca de obicei, în final revin cu mulțumiri pe care vi le adresăm de fiecare dată. Azi v-am vorbit mai mult despre canalul Alfa Omega TV, despre modul în care alături de noi ați fost timp de 9 ani de zile
cred că veți fi și pe mai departe alături de noi. Suntem bucuroși de fiecare dată că putem să mergem mai departe, că încet, încet creștem lucrarea Alfa Omega. V-am vorbit astăzi și despre această lucrare de slujire prin rugăciune, despre misiune direct. Fiți alături de noi și în deplasările pe care le facem și care de multe ori înseamnă pentru echipa Alfa Omega o întindere, o slujire sacrificială. Mulțumim pentru modul în care ne sprijiniți și sprijinirea revista Alfa Omega TV. Și cu acest ultim anunț vreau să și închei. În orele la care eu vă vorbesc, se pregătește ieșirea de la tipar a revistei pe lunile mai-iunie. Deja colegii au pregătit și un spot de promovare. Începând din 1 mai, o să începeți să primiți prin poștă această revistă. Este o revistă specială, am crescut tirajul la 15.000 de exemplare. Revista se distribuie gratuit. Am crescut și numărul de pagini de la 28 la 32. Sunt articole, informații utile pe lângă programul zilnic de televiziune. O să revin în emisiunea următoare cu mai multe informații. Vă reamintesc și aveți pe ecran în acest final de emisiune o modalitate prin care puteți să vă abonați gratuit la această revistă Alfa Omega TV Magazin pe lunile mai iunie 2015. Cu aceasta închei și vă binecuvântez mulțumindu-vă că sunteți parte din lucrarea Alfa Omega TV. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega. Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu!